Suntem în proceduri și cu pași mari am traversat această perioadă și ne grăbim foarte tare să finalizăm și aparatul sau aparatele, că vor fi două, privind analiza probelor biologice pentru a diagnostica purtător sau nepurtător, pozitiv sau negativ. Lucrăm pe trei componente legat de confirmarea de analiza probelor. O componentă înseamnă locația și am identificat-o și colegii de la regia de patrimoniu a Consiliului Județean este implicată și noapte și în orele, în afara orelor normale de program, în finalizarea spațiului, că trebuie circuite, asumate epidemiologice, semnate și recomandate și de DSP, dar și de Institutul Național Matei Balș. Pe de altă parte, suntem în proceduri avansate privind modul de achiziție în regim normal și nu de urgență, cum ne-am fi dorit, datorită procedurilor care nu dau posibilitatea ca și noi, Consiliul Județean, ca și primăriile, în regim de urgență să meargă pe achizițiile simplificate, dar spun pe proceduri suntem, în așa fel încât ne așteptăm în contextul în care nu vor fi contestații între doritori ca furnizori de asemenea aparate medicale, sperăm ca să vină cât mai curând. Așteptarea noastră, cel puțin a mea, vizează undeva în jur de 10 zile, maximum 2 săptămâni. Legat de aparatura medicală de aparat, vreau să mulțumesc cu totul special celor care s-au oferit să doneze către spitale și în special către Spitalul Județean sume de bani care să ajute pe de o parte la procurarea materialelor sanitare, dar și sume care vizează acest gen de aparatură pentru diagnostic. Le-am recomandat de asemenea că ar fi bine să nu ne dea suma ca atare de bani, ci că ar fi bine, fiind privatizați, având o altă procedură de achiziții, spun, ar fi bine să ne dea produsele de care noi avem atâta nevoie. Și încă o dată le mulțumesc.